întâmpinat de doi jucători. A întârziat prea mult jucătorul Luceafărului Oradea și acum o lansare foarte bună pentru prima ocazie a meciului. Un șut peste poarta lui Bogdan Miron. Am văzut atâta timp cât adversarul se cantonează în propria jumătate. Urcă foarte bine Luchin. Pasează pentru Scarlătescu. Centrarea acestuia și lovitură de cap a lui Georgian Păun pe lângă poarta Orădeilor. Greșite între cei doi. Eroare făcută acum de Pocian. Georgian Păun cu un șut bun. Se vede din toate gesturile lui Păun că este mai obișnuit cu postul de vârf. Scarlătescu trece în viteză de adversarul său, centrează și se acordă lovitură de colț pentru Dinamo. Albroșii se grăbesc. Se bate scurt pentru Cătălin Munteanu. Execuția acestuia peste poartă. Giacarii Giacone încă o dată pentru Scărlătescu. A fost încercat cu multe baloane. Centrare foarte bună, lovitură de cap reținută de Bogdan Miron. 197 de goluri ale Liga 1. Ionel Dăncioa se merg înapoi pentru Dinamo. Zie Diabate centrează și un șut scos senzațional de Bogdan Miron. Execuție foarte bună. Am văzut acolo o pasă cu pieptul. Și iată că Dănciulescu are două șuturi bune într-un interval de două minute. Execuție de clasă. Miron este și el un portar bun. Chiar și Dinamo l-a avut în vedere la un moment dat. L-a dorit și CFR Cluj. Cătălin Munteanu, greșeală de marcaj și gol reușit de Sârdian Luchin pentru Dinamo în minutul 31. Dinamo sparge gheața și iată conduce un sfert de oră înainte de pauză. Sârdian Luchin reușește să profite de această lovitură de colț. Liviu Botariu pare ceva mai liniștit. Greșeală mare a lui Miron, tocmai îl lăudam. Greșeală mare, n-a anticipat corect traiectoria și i-a facilitat acest prim gol lui Luchin, prim gol pentru Dinamo. Nu știu dacă nu cumva arăt cât jucător de la Luceafăr. Bună schimbarea direcției de atac, Muntean. Dumitru Muntean. E penalti sau e lovitură liberă? Lovitură liberă este. Și un cartonaș galben pentru Luchin, autorul golului. Tibor Moldovan a preluat încă o dată extraordinar. Da, a văzut bine centralul din Buzău. Chiar în marginea careului s-a petrecut această fază. Dar este o șansă, oarecum se aude flărul arbitrului. Tibor Moldovan peste bar. Un asemenea meci s-au gândit cel puțin la prelungiri. Excelentă preluarea lui Moldovan, care trece de trei adversari. Tibor Moldovan, șut bun. Este cu o clasă peste colegii săi, nu degeaba a jucat atâtea meciuri și atâtea goluri. Din nou centrare înaltă și este o luptă de cap al lui Dragoș Grigore, care se duce alături. Probleme mari la fazele fixe. Cătălin Munteanu, întâmpinat de doi adversari. Mingea este scoasă către Giacarii Giacone, acesta poate avansa. Giacarii Giacone pătrunde, trimite pe culoar pentru Sucudean. Cone trage pe lângă poartă. A fost cea mai frumoasă fază a meciului cu această pătrundere și un duc. O primă minge pentru Bacai, care s-a descurcat bine. Țucudean din nou reușite să preaște din întoarcere și mingea mângâie bara. Cred că a fost și atinsă, nu? Mi s-a părut că mingea a fost și atinsă de Pocian. Execuție frumoasă a lui Țucudean. Un băiat care iubește fotbalul pentru că probleme financiare nu are. Alexe pasează printre doi adversari. Acțiunea curge foarte bine în stânga. Urcă Zie Diabate. Acesta își pregătește centrarea. Mingea duce în 6 metri, paradă foarte bună a lui Bogdan Miron, execuție frumoasă.